Vecchios comunisti! Mai bine huligan decât dictator, mai bine voran decât fascist, mai bine mort decât comunist. Mai bine huligan decât dictator, mai bine coran decât activist, mai bine mort decât comunist. Hai cu protestul, băi, băi! Jos Băsescu! 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 Să mă acasă, până nu ne câștigăm libertatea noastră. Cine-o încășat? Papa, să faci videoclipe cu YouTube. Nu plecăm acasă, până nu ne câștigăm libertatea noastră. Nu plecăm acasă, până nu ne câștigăm libertatea noastră. Nu uite ce s-a rămas, nu le-am spus la mea. Nu plecăm acasă, până nu ne câștigăm libertatea noastră. Veniți cu noi! Faci, vă rog frumos, faci să ține liniște să ne ascultăm pe Domnul. Și el va asculta pe dumneavoastră, haideți să ne ascultăm. Vă rog foarte mult. Multă lume se întreabă de 22 de ani încoace pe cine să punem în loc, ce să facem după ce pică criminalii. Pentru că criminalii vor pica. N-au ce face, trebuie să pice. Nimic nu durează la nesfârșit. Știți de ce ne întrebăm lucrurile astea? Pentru că nu suntem informați. De aia ne întrebăm. Pentru că există o grămadă de oameni. Nu există numai Băsescu și cu clica lui de mafios în țara asta. Există o grămadă de oameni valabili. Dar nu suntem informați.
De ce nu suntem informați? Pentru că nu suntem educați, domnilor și doamnelor. Educația înseamnă informație. Informația înseamnă putere. Băsescu a distrus educația. Mafia a distrus educația în mod intenționat. Ca să nu fim informați, să nu știm pe ce să punem în loc, să nu știm ce să facem. A venit acum o oră un băiat și a spus că are colegi de olimpiadă, copii care învață, copii cu minți, care merg la școală și sunt bătuți. Eu am văzut profesori bătuți în regimul Băsescu. Am circulat prin toate școlile și liceele din județ. Am văzut profesori care au făcut infarct în timpul orelor. Pentru că nu au voie să scoată niciun cuvânt. Uitați-vă la profesorii care sunt aici. Așa arată un profesor în regimul Băsescu. Jos Băsescu! 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 Tot de 22 de ani, noi nu mai avem istorie. Istoria noi învățăm de la televizor. Am ajuns un neam care își face sămințe și ascultă manele. Iar conducătorii noștri sunt în restul noroi. Ni se spune că istoria românilor este o istorie de lași. Ni se spune că românii sunt niște gunoaie, sunt gunoaiele Europei. Nu este adevărat. Este cea mai mare minciună. Este cea mai mare manipulare a maselor din această țară, care se întâmplă sistematic 22 de ani, lună de lună, zi de zi. Românii sunt niște eroi. Dovadă Timișoara. Dovadă mincinoși, da, așa e. Mincinoși, 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 mincinoși. Dovadă este Timișoara, care și acum 22 de ani și acum este în stradă. Voi de aici sunteți români adevărat. Români sunt și cei care sunt acasă. Să nu-i acuzăm. Dar că ei nu sunt informați, nu vor să fie informați. Este mai comod că am dat așa. Dar vor veni, aveți încredere că vor veni să ne sprijine, așa cum ne sprijină și cei. Așa cum ne sprijină și cei din Rămâi veniți cu noi! 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 Să vă dau câteva repere, vă dau câteva repere! Vreau la Ministerul Justiției un Vlad Tepeș! Vreau la președinția Mihai Viteazu, care a luat pe toți românii! Vreau la Ministerul de Interne un Ștefan cel Mare, care din 44 de bătării a pierdut la două! Asta vreau! Acestea sunt repelele mele și acestea sunt românii mei! Nu Băsescu și Elena! Jos Băsescu! 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 Să se ducă dracului, să se duci și cu a lui, să se ducă dracului, să se ducă dracului. Eu propun cu asta să începem, cu educația. Acesta este secretul. Nu este nici regele Mihai, nici alte interese politice. Regele Mihai are 90 de ani. Ce a făcut regele Mihai pentru țara asta în ăștia 22 de ani? Nu știu ce a făcut. Dar nu cred că el este soluția. El este un singur om. Există o vorbă. Ferește-te de om unei singure cărți. El este un singur om. Noi avem nevoie de oamenii care au plecat în străinătate sau stau ascunși în umbră, în universități și în centru de cercetare. Și cei care stau în străinătate pe bani mulți și ajută țările celelalte, țările străine care n-au nicio legătură cu România, pentru că Băsescu i-a aruncat. Pe aia vreau, nu vreau pe regele Mihai. Jos Băsescu! 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 Jos Băsescu!
valoros în față, să le arătăm că sunt respectați și iubiți și că sunt ascultați și să dea o șansă să facă din țara asta ceea ce trebuie să fie. Gata cu mafiosii, mi-a ajuns hoții! De acord cu manifestul, cum spune acum, cu cele 10 puncte. Ai văzut exact asta vor și ei. Prin vot democratic să alegem sistemul. Libertate! 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 Avem aici un tânăr care vrea să-și pună părerile și punctul de vedere. Haideți să ne ascultăm. Bună seara, români! Bună seara, Timișoara! Bine v-am găsit aici! Nu ne mai putem sta liniștiți în cauza că ne-am furat prea mult! Cine? Elena Udrea? Sobogel, care nu știți că l-am botezat de când a început regimea asta? Sobogel, așa și Băsescu! Tot poporului a pus mână la mână că îi... Panică în țară! Panică în țară poate fi de când vă hoția! Salarii mici, pensii mici, copii care se nasc, noi născut, n-au bani de zi de urma 40 de lei. Noi care suntem, care, consinerii care sunt de vârsta mea, nu au unde să lucre! N-au bere! Nu au unde să stee! Mulți să duc și mâncă de gunoi, care nimeni nu știe treaba asta! El mănâncă la birouri, la țară pe sine, se distrează pe banii cui! America voștri! Banii poporului! Bagă gogule, bagă! Ar trebui ca să dăm pe tot joc Partidul PSR-USR, care poate fi dacă nu ați fost, Udrea, care, gândiți-vă ce poate face, cine-i dragul? Bravo, Gogule! Bravo, Gogule, bravo! Da, domnilor, consider că toată lumea are nemulțumiri în suflet. Considerăm că ori în trecut limitat, unul limitit, confundă gluma cu o prăzbicia. Toți vrem să plece. Bineînțeles că ați atenționat atât pe asta politică cât și pe toți, să fim atenți cum facem și pe cine punem.